Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început, haideți să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Să lase mașinile mici, să vină acasă, poți să mai aduci și tu o piață. Este oficial, accesul cu mașina în zona peninsulară va fi restricționat din 15 noiembrie. Mesaj plin de emoții al medicilor de la Spitalul Județean din Constanța, care ne îndeamnă la vaccinare. Ne luptăm cu toată iubirea noastră pentru că fiecare viață contează și cu toată iubirea noastră vă rugăm să vă vaccinați. O autoutilitară încărcată cu 2 metri cub de lemne a ars noaptea trecută în orașul Măcin din Tulcea. Este oficial, accesul cu mașina în zona peninsulară va fi restricționat din data de 15 noiembrie. Municipalitatea nu s-a lăsat înduplecată de solicitările societății civile și ale patronilor de restaurante din centrul vechi al orașului și este hotărâtă să transforme peninsula în zonă pietonală. În data de 15 noiembrie ar urma să intre în aplicare noul regulament de acces în zona peninsulară. Asta, dacă nu cumva, se va amâna. Locuitorii și agenții economici din centrul istoric solicită modificarea, ba chiar suspendarea acestui regulament, prin care accesul în peninsulă ar urma să fie făcut doar pe baza unui permis. Primăria Constanța a rămas surdă la apelul locuitorilor și oamenilor de afaceri din zona peninsulară și este decisă să transforme centrul vechi în zonă pietonală. Din 15 noiembrie, toți cei care locuiesc în peninsulă vor avea acces doar cu un singur autoturist și vor putea parca doar în zonele special amenajate, iar aprovizionarea magazinelor și restaurantelor va putea fi făcută doar noaptea. Regulamentul a stârnit o reacție în lanț din partea oamenilor care spun că administrația acționează haotic. Restaurantul nostru oferă și servicii de cazare și am înțeles că cea mai apropiată parcare ar fi la tribunal, ceea ce nu prea ne ajută pentru că oamenii nu pot veni cu bagaje și mai ales că vine și iarna. Furnizorii ne-au anunțat, ne-au informat că nu pot îndeplini criteriile impuse de domnul primar pentru a livra în intervalul orar 2-4 dimineața. Și nu putem căra noi marfa de la tribunal până la restaurant. City managerul a refuzat întâlnirea cu noi pentru că a considerat că contestatarii nu reprezintă nici 1% din cei pe care îi afectează afaceri din zonele peninsulară. Nu, domnule, nu sunt de acord. Să lase mașinile mici, să vină acasă, poți să mai aduci și tu o piață. Mai vii de la piață, vii cu sacoșele, nu mai poți să le aduci. Municipalitatea este în schimb de altă părere și anunță că regulamentul propus va intra în vigoare într-o săptămână. Regulamentul a făcut obiectul unei aprobări în cadrul ședinței de Consiliu Local și atunci, până la o nouă ședință de Consiliu Local, care eventual să-l modifice, el va fi aplicat în forma actuală. Mai ales că forma vine după ce primăria a efectuat un studiu de impact. Acest studiu și cu proiectul de regulament a fost supus dezbaterii publice, deci au avut acces la el atât cetățenii, cât și consilierii care l-au votat. Ulterior a fost aprobat și acum este sarcina administrației să-l pună în aplicare. La scurt timp după declarațiile purtătorului de cuvânt al primăriei Constanța, o reacție privind noul regulament a venit și din partea primarului Virgil Chițac. Pe pagina oficială de Facebook, acesta spune că un grup de 20 de persoane s-au apucat să tragă sfori pentru a împiedica punerea acestuia în aplicare. Este vorba de familiile care au câte 2-3 mașini și care vor să și le parcheze pe toate sub nas și de proprietarii de restaurante care vor să li se permită clienților accesul cu autoturismul până pe terasă, dacă se poate. Hai să privim realitatea în ochi, ne uităm cu invidie la Cluj, la Oradea, ori la Timișoara, apoi venim să ne plângem pe Facebook de cât de rău e la Constanța. Iar când vine vorba să schimbăm ceva concret în acest oraș, de pildă să-i punem în valoare centrul precum în orice alt loc civilizat din lumea asta, găsim fel de fel de tertipuri pentru a rămâne agățați de vechi metehne, a scris primarul. Pentru accesul auto în zona peninsulară vor exista totuși 10 tipuri de permise, iar viteza maximă de circulație a fost stabilită la 30 de km pe oră. Mesaj plin de emoții al medicilor de la Spitalul Județean din Constanța, care ne îndeamnă la vaccinare. Ne luptăm cu toată iubirea noastră pentru că fiecare viață contează și cu toată iubirea noastră vă rugăm să vă vaccinați. Mesajul face parte dintr-o campanie pro-vaccinare și de combatere a știrilor false, care se derulează în marile orașe din România. Bannere cu mesaje similare au apărut și la București, dar și la Cluj. În prezent, în spitalele din județul Constanța sunt internate 561 de persoane diagnosticate cu COVID-19.
Până ieri, 8 noiembrie, în județul Constanța au fost administrate 561.463 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Este vorba despre o inițiativă a mediului privat de susținere a campaniei de vaccinare. Mesajul pe care îl afișăm și sperăm din tot sufletul să ajungă la cât mai mulți dintre semenii noștri este de fapt un îndemn la vaccinare. Medicii, personalul medical, nu doar de aici, de la Spitalul Județean Constanța, ci de pretutindeni, sunt într-un război cu un inamic nevăzut, un război tăcut, care durează de aproape 2 ani. Este un război cu pierderi enorme, un război în care fiecare viață contează și în care se luptă pentru fiecare viață. Drama locuitorilor din comuna Cumpăna continuă. În prag de sărbători, încă 16 familii au primit notificare că trebuie să își părăsească locuințele din cauza că acestea sunt în pericol să se prăbușească. Chiar dacă lucrările la consolidare a malului sunt în plină desfășurare, acesta continuă să se surpe spre disperarea oamenilor care își văd munca de o viață ruinându-se ca un castel de nisip. Pentru 16 familii cu copii din comuna Constanțeană Cumpăna vin vremuri grele. Cu doar o lună înainte de sărbători ar putea fi nevoit să-și facă bagajele și să se mute din casele lor în camere de cămin, totul din cauza malului din localitate care se surpă și amenință să le înghită casele. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus ca Primăria Cumpăna să convoace de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență și să dispună analizarea expertizei tehnice actualizate și delimitarea perimetrului de siguranță, să dispună de îndată de măsuri pentru relocarea locuitorilor din imobilele situate în perimetrul de siguranță din expertiza tehnică actualizată. De asemenea, Inspectoratul Județean în Construcții va superviza implementarea conformă a măsurilor din expertiza tehnică actualizată, va transmite informări asupra stadiului îndeplinirii planului de acțiuni și va continua activitățile de control. Locuitorii sunt disperați și cer autorităților să găsească rapid o altă soluție. Ei nu vor să plece din casele pentru care au muncit și în care au investit an la rând, chiar dacă locuințele sunt deja parțial afectate de alunecarea de teren. Căminele în care ar trebui să se mute nu au bucătării, iar grupurile sanitare vor fi la comun. Casele acestea nu au apărut peste noapte. În momentul, în anii 2000, unele dintre ele erau construite. Noi am băgat în legalitate casele construite pentru că nu puteam să vin să dărâm, să distrug tot ceea ce au muncit oamenii aceștia, că sunt eu primar și că nu avem voie să construim pe marginea canalului. Există similare case, Mamaia Sat, Năvodari, și puteți vedea de-a lungul canalului, ca și comuna Agigea, ca și Poarta Albă, ca și Valul Traian. Însă astăzi se dorește, doar prin luptă murdară, să distrugi ceea ce zicem noi, am muncit împreună cu oamenii aceștia. De când se duce pământul, au început crăpăturile. Ne-a ieșit chiar și conducta de apă. Conducta de apă de jos a demufat din cauza alunecării de teren și am plătit o grămadă de metri, 300 și ceva de metri de apă am plătit, pentru că s-a scos de dedesubt conducta. Primarul din Cumpăna spune că a făcut toate demersurile pentru a nu se ajunge în această situație limită. De când au început să apară primele fisuri în 2019 și până astăzi a depus nenumărate documente la toate instituțiile statului și a cerut ajutor pentru consolidarea malului, banii au venit însă cu țărâita, iar lucrările au mers foarte încet. Deci prima falie a căzut în mai, 1 mai 2019. De atunci încoace, dovadă stau doar documentele, hârtiile, înaintate. La toate instituțiile statului, până și președintelui României i-am înaintat, dosar cu situația de la Cumpăna, păi pentru a solicita banii. Nu este problema lor, este problema ACN-ului. Nu este problema decât, la vremea respectivă, mergând cu solicitare la guvern, au fost primiți și repartizați bani. Și în anul 2020, în octombrie, au fost repartizați 50 de milioane pentru continuarea lucrărilor. Până atunci mai fuseseră două tranșe, 5 milioane, 25 de milioane. Mai grav este însă că lucrările nici nu s-au dovedit a fi eficiente, pentru că surparea a continuat și tot mai mulți localnici au fost anunțați că vor trebui să se mute. Care este stadiul lucrărilor la consolidarea malului? În ce, la ce nivel se lucrează? Unde suntem? Deci este ora 16, da? După cum vedeți, nu lucrează nimic. Este un singur buldoescavator pe care îl vedem jos, jos, jos la mal. Dar filmările de ultimele două săptămâni vor demonstra că nu se vrea să se lucreze în ritmul alert în care ar trebui pentru consolidarea malului.
Pe de altă parte, autoritățile județene arată cu degetul spre primărie, căreia îi reproșează că a dat autorizații de construcție într-o zonă nesigură. Edilul se apără însă și spune că în urmă cu 20 de ani, când au fost făcute actele, studiile geologice nu ar fi arătat pericol de prăbușire a malului, iar în timp ce autoritățile se acuză una pe cealaltă, malul continuă să se surpe spre disperarea oamenilor. O auto utilitară încărcată cu 2 metri cub de lemne a ars noaptea trecută în orașul Măcin din Tulcea. La fața locului s-au deplasat de urgență 12 subofițeri din cadrul secției de pompieri Măcin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță Smurd. Focul izbucnit în interiorul autoutilitare a fost stins, însă mașina a fost afectată în proporție de 70%. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze motorul autovehiculului, dar și cea mai mare parte din marfă. Pompierii susțin că focul ar fi fost pus intenționat. După o vacanță de 2 săptămâni, elevii din Constanța s-au întors ieri la școală. În 201 școli și licee, elevii s-au reîntâlnit cu profesori în clase, iar în 31 cursurile s-au reluat de la distanță în format online. În curând, criteriile pentru accesul fizic la școală s-ar putea schimba, anunță inspectorul șef al ISJ Constanța, care spune că la nivel guvernamental se discută despre posibilitatea revenirii în bănci în toate localitățile unde incidența COVID-19 este sub 3 la 1000, indiferent de gradul de vaccinare al profesorilor. Tot acestea anunță că de săptămâna viitoare în școlile din Constanța vor ajunge și testele rapide de salivă. De astăzi, elevii s-au întors în bănci, dar doar în școlile publice și private, acolo unde rata de vaccinare depășește 60% pentru personalul auxiliar, dar și pentru profesori. Din păcate, în instituțiile de învățământ nu se întâmplă asta decât în jumătate dintre ele, celelalte rămânând în online. Aproximativ 1,8 milioane de elevi din toată țara s-au întors începând de astăzi în bănci. În Constanța, 201 unități de învățământ și-au deschis porțile. Sunt școli în care mai mult de 60% dintre profesori s-au vaccinat. Foarte frumos, e bucuroasă. Ești? Se descurcă și în online, dar e mai bine pe live. Bine, bine. Vă bucurați că a început școala? Da, bineînțeles. Da, decât acasă online, mai bine la școală. Situația nu este la fel peste tot, însă în 31 de unități de învățământ, rata de vaccinare a profesorilor este încă mică, ceea ce a avut o consecință directă asupra elevilor care nu au fost primiți înapoi în bănci. În afară de faptul că sunt bulversați vieții copiii, cred că nu înțeleg nici de ce au avut vacanță, nici ce li se întâmplă. Astăzi, de exemplu, noi a trebuit să facem cumva recapitulare pentru că au rupt legătura cu școala 2 săptămâni. Nu găsesc rostul acestei vacanțe și nu cred că sunt singura. Doi, de ani de zile, 30 de ani, dar acum cu atât mai mult, suntem exact cum s-a mai spus cobaii societății, suntem luați din oală, nu suntem întrebați vreți, nu vreți, e parcă prea mult. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, este optimist, însă spune că are semnale că în perioada următoare tot mai mulți profesori se vor imuniza. De luni în școlile din Constanța vor ajunge și testele de salivă, iar elevii și personalul din învățământ vor fi testați de 2 ori pe săptămână. Ministrul Educației spune că cei care le vor face aceste teste elevilor sunt chiar profesorii. La nivelul județului Constanța, din toate unitățile de învățământ avem 201 care au reluat activitatea cu prezență fizică, având din personalul angajat în unitatea de învățământ peste 60% vaccinați și numai 31 de unități de învățământ, reprezentând 15% din totalul unităților de învățământ din județ, unități de învățământ cu personalitate juridică, aceste 31 de unități de învățământ au activitate online pentru că sunt mai puțin de 60% din cei angajați sunt vaccinați. La fel de posibil este ca în curând toți elevii din localitățile în care rata de incidență a COVID-19 este mai mică de 3 la 1000 să se întoarcă fizic la școală. Decizia este analizată acum de Ministerul Sănătății și Educației. Modificări sunt și când vine vorba despre vacanțe. Pentru elevii de gimnaziu și de liceu, vacanța de iarnă va începe pe 23 decembrie și se va încheia pe 2 ianuarie, iar pentru școlari și preșcolari se va încheia pe 9 ianuarie. Vacanța de primăvară va începe pe 15 aprilie și se va încheia pe 1 mai, iar vacanța de vară va începe pe 11 iunie.
Administrația locală îndeamnă constanțenii să nu amestece deșeurile menajere cu cele reciclabile și să preseze, taie, strivească deșeurile reciclabile înainte de a le depune în pubelele speciale. Cu toate că acestea sunt lucruri care țin de normalitate, polițiștii locali surprind săptămânal persoane care refuză să respecte aceste reguli minime. Astfel, săptămâna trecută, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală au aplicat 169 de sancțiuni persoanelor fizice și juridice în valoare totală de peste 107.000 de lei. Locuitorii din Techirghiol nu vor avea apă potabilă astăzi până la ora 15. Motivul îl reprezintă lucrările de remediere a unei avarii survenite pe conducta principală de alimentare cu apă de la rezervorul de înmagazinare apă din localitate. Compania Raj are cere scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Vreme închisă azi pe litoral cu cer noros, ploaie și vânt moderat. La noapte în Constanța cerul va fi parțial noros și minimele coboară până la 3 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă cu soare întreaga zi, dar rece. La prânz termometrele vor indica doar 7 grade. La noapte în Cernavodă cerul va fi variabil, va fi rece și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 2 grade Celsius. Vreme bună mâine în schimb, soarele va domina atmosfera și se vor înregistra 8 grade. Cer acoperit la noapte și în Mangalia cu temperaturi de 4 grade în termometre. La Mangalia mâine cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor atinge la prânz 7 grade Celsius. 10 pase consecutive. De atât a fost nevoie pentru golul victoriei în meciul pe care Farul l-a câștigat în fața Universității Craiova. Autorul golului a fost Adrian Petre, care a ajutat echipa să urce pe poziția de play-off și a întrerupt seria de 7 victorii în toate competițiile pe care o aveau oltenii. A dovedit și este câștigul cel mai mare. Devine un jucător viabil pentru Liga 1, este părerea lui Gheorghe Hagi despre Eduard Rata Slavescu. Regele a lăudat și pe Grameni și Enes Salih. Am avut 12 cu mine în vară. Din 12, ușor, ușor, cam toți trebuie să ajungă pe acolo. Printre obiectivele mele sunt și acela de a produce jucători, de a le da spațiu, timp când îi cred, când văd, că îi simt. Nu sunt numai ei, sunt și ceilalți. Dar ei au dovedit. Rada... Pentru mine câștigul cel mai mare moment de față e un jucător, devine în fiecare zi un jucător viabil pentru divizia. Și Grameni deja e făcut. De Sali nu mai dăm? Sali, lăsați-l, am vorbit destul de el. Gheorghe Hagi spune că vrea să-l ducă pe Enes Sali la un nivel foarte mare. Sali a făcut un salt spectaculos de la România Under 17 la Naționala de Seniori după ce a primit încredere din partea selecționerului Mirel Rădoi. Să-și vadă, să antreneze, să se bucure de fotbal, să fie el, asta i-am zis totdeauna, să se bucure de fotbal și să fie totdeauna el, să joace fotbal de plăcere, pentru că are talent, dar după aceea trebuie să-l dezvoltăm, trebuie să avem grijă de el, să-l creștem, să-l aducem la nivel foarte bun, mare. Mijlocașul Farului poate debuta pe 11 sau 14 noiembrie în preliminariile Cupei Mondiale Qatar 2022. Știrile amiezii la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@tototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Toto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.tototv.ro. Eu sunt Ivan Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!